această seară la Starea Nației. FMI ne felicită pentru creșterea economică pe care urmează să o avem. Ar merge întâi niște scuze pentru ce ne-ați făcut acum câțiva ani. Mircea Băsescu vrea să fie eliberat condiționat. Are dreptate omul. Iulie, august, septembrie, s-au făcut 3 ani. Gabi Oprea trebuie să predea și stelele de pe umăr. Practic, interesul național și-a luat doar izmenele pe bune. Tăricianu vrea să facă ordine în zona interceptărilor. E ca și cum Vanghelie ar scoate un manual de gramatică. Doamnelor și domnilor, începe Starea Nației! Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Da, domnule, corect. Proiect de țară, discuții despre alegeri, DNA, hoții, arestări, intimidări, campanii de denigrare plătite, filme polițiste. Dar nu credeți că ar fi bine ca între timp, așa, printre scandaluri și denunțuri, să construim și un stat? Ce părere aveți de ideea asta, dragi conducători? E, nu, Doamne ferește, nu e nicio grabă, nu? Unde am stat 25 de ani, mai stăm 25. Așa, când aveți voi timp, nici să ne surmenăm, să dăm în altele. Spune, moșule, ești tare grăbit? Nu, no, că mai e până la apusul soarelui și pelinarele sunt șterse. Da, cred că n-ar fi rău să avem un stat. N-ar fi rău deloc. Mă rog, și eu m-am exprimat așa evaziv, stat. Să nuanțez. Ar fi bine să avem niște instituții, iar dacă le facem să și funcționeze, parfum. În țara asta, timp de 25 de ani, instituțiile au fost o împărțeală între partide. Care pe cine pune șef? De ce să pui la ANAF, de pildă, pe unul din politică, din partid, căruia-i și trasezi misiunea de a proteja mafia din partidul tău? Ce stat poate fi ăsta care stă cu fundul la cetățeni? Vedeți cum ajungem la vorba lui Vântu? Este un raport inegal între un stat slab și niște oameni de afaceri foarte puternici. Întăriți-vă statul, domnilor. Nu e. Păi asta și încercăm, să știți. Exact. Ne iau peste picior borfașii fraților. E ceva de genul, cum să nu vă fur? Cum să nu vă fur mâncava-și gura voastră dacă voi stați cu poarta deschisă, n-aveți nici câine, nici ușă la intrarea în casă n-aveți și țineți steancurile de bani pe masă la vedere? Cum să nu vă fur? Politicienii gândesc astfel. Ca să nu ia unii ANAF-ul sau altă instituție, hai să numim toți reprezentanții acolo. Nu capete pătrate, nu. Ideea e să nu faceți voi numiri la instituțiile statului pe criterii stabilite la partid. Ce e asta? Decât să fie o singură lipitoare, hai să trimitem și noi câteva, să echilibrăm. Nu echilibrați nimic, nu faceți decât să aveți și mai multe interese acolo. Până acum, statul român a funcționat așa. Nu există niciun ministru în România care să fie ajuns ministru fără să fie condiționat să financeze partidele și să angajeze oamenii partidelor. Da, da, asta trebuie să fie preocuparea principală acum. Despre asta trebuie să vorbească președintele zi și noapte. Până acum a fost așa. În acte, băieții deștepți erau trecuți ca ministru al finanțelor, să zicem, sau al muncii, pe cartea de muncă, zic. Dar ocupația lor era cu totul alta. Să scoată bani de la buget pentru partid și pentru ei. Iar cei numiți în funcții lucrau așa, ca taximetriștii. Fac dimineață planul să dau la patron, în cazul de față la partid, iar după aia, până seara, lucrez pentru mine. De aceea, în primul rând, ca să avem un stat, fraților, trebuie puse pe baze sănătoase instituțiile de control. Au șefii instituțiilor de forță. Tot din instituții de forță. Nu, de control, Nea Traiane, nu de forță. Aici Băsescu, fără să vrea, e cel mai sincer. N-a fost în viața lui mai sincer. Instituțiile de control, de protejare a intereselor statului și ale cetățenilor, erau pentru Traian Băsescu instituții de forță. 10 ani s-a întâmplat asta. Adică instituții care protejau interesele unui anumit grup. Iar pentru asta, ele foloseau forța împotriva cetățenilor. Asta e problema cu statul nostru, care n-a existat până acum. Datorită faptului că anumiți procurori aveau un instrumentar 150 de dosare sau peste 100 de dosare, potrivit regulamentului intern, obișnuim să formăm echipe de procurori care să lucreze în dosar sau să redistribuim dosare și unor procurori noi veniți în DNA.
Da, doamnă, și dumneavoastră aveți dreptate. Știți de ce sunt atât de multe dosare? Pentru că instituția pe care o conduceți n-a făcut dosarele astea la timpul lor. Lucrurile sunt foarte simple. Dacă există instituții de control puternice, nu se mai ajunge la dezinfectanți diluați, pentru că după o săptămână ăia sunt prinși, hoții. Nu se mai ajunge la autorizații de funcționare pentru cluburi date pe nașpa, pentru că ăia care le dau sunt depistați și băgați la pușcărie. Atunci, nu după ce se întâmplă tragedii, nu după ce mor oameni. Asta înseamnă stat, instituții care au grijă ca legea să fie pusă în practică, să nu rămână o gumă de mestecat în gura politicienilor. Deci, ce ziceți, ne facem și noi o chestie de-asta frumoasă numită stat sau ne furăm singuri căciula în continuare? Bine ați venit la Starea Nației! S-a dus Mike Tyson peste ei astăzi în Parlament. Da, nene, nu se mai putea. Mike, stai liniștit, tată. Au intrat în Parlamentul ăla golani mult mai mari decât tine. Apropo de centuri, că le aveai pe toate la un moment dat. Trebuia să întreb de centura politicii. Uite, mă, n-am știut că vine băiatul ăsta, că vorbeam cu tipii ăia din patrula Vlad Țepeș. Ba, mă, să-i încingă puțin pe parlamentari. Cetățenește așa, domne, civic. Am înțeles că a ieșit scandal între bodyguardul lui Tyson și jurnaliștii noștri. Domnul Mike, puteți să-i caftiți, domne, să le faceți ce vreți. La noi jurnaliștii n-au niciun drept. Nu, nu se bagă nimeni pentru ei. Vă spun, din Slud și Lingăi nu-i scot politicienii. Dacă dați, vedeți că o să sară să vă ajute și unul mai mic așa, chel, cu ochiul într-o parte, fost președinte pe la noi. Îi înjură toată ziua pe ziariști. Deci nu aveți voie să faceți asta. Prieteni, nu ai voie. Eu nu avem acreditare aici, înțelegeți? Nimăne bunilor, vă e cal cu toți dinții în gură. Vedeți că ăsta nu știe multe. Odată vă mușcă de urechi. Nu v-a propus PSD-ul să candidați, domnul Mike? Mă mir, ei propun la toată lumea. Da, sportivi, cântăreți, actori, lăutari. A plecat Salam, ca cu era cap de listă. Să știți, domnul Mike, avem și noi mulți la categoria grea în Parlament. Foarte grea, da. Sunt ăia care au peste 150 de kg, atâta burta și ceafa creață. Așa. Ba, bă, cum fac sportivii? Să vină banii, să vină banii, să vină banii la băieți. Se știe, fraților, scoateți de la naftalină portofelele alea mari. Alea de neam prost din anii 2006-2007, le mai aveți? Haideți, haideți că vin banii! Femeiul are obrăznicia să ne anunțe că România va avea cea mai mare creștere economică din toată Europa. Nu știu, dar ăștia de la femei nici n-ar trebui să vorbească, da. Am impresia că ne deoache creșterea economică. Băi, ia dă-mă creșterea economică. Dă-o încoa, dă-o încoa, dă-o încoa. Dă, așa, tată. Ia uite, mă. Mama, ce mare e. Nu vă mai uitați, mă, la ea, gata, hai. Ia scuipați de trei ori și ziceți, tu, că frumoasă mai e. E creșterea noastră, da? Nu n-o lua și pe asta, ne. Fondul Monetar Internațional a revizuit în creștere până la 5% estimările privind evoluția economiei românești în acest an, de la 4,2 cât prognoza în luna aprilie, potrivit celui mai nou raport World Economic Outlook, publicat marți. Raportul ăsta al FMI-ului ar fi trebuit să înceapă așa. Și acum, să știți, culmea, există țări pe care le-am consiliat noi, dar care cu toate acestea au ajuns să aibă creștere economică. România, iertați-ne, băieți, pentru ce v-am făcut. Mai știți ce ne-ați făcut, da? Femeiule, cu băse, cu bocul ăștia. Știți cum să nu știți? Este vorba de reducerea fondului de salarii pentru tot aparatul bugetar din România. Cu 25%. A? Ce vremuri, nea Traiane, când ne băgai mâna în buzunare și ne făceai proști și leneși. Nici nu s-a întors roata, nu? Unde ai fost azi? La tribunală? Câtă nedreptate, domnule. E absurd. Acum trebuie să mă duc la judecătoria sectorului 3. Nițu a făcut un abuz, dar asta e viața. Arată și o lipsă de decență. Este absolut jenantă ca și acuzație, spălare de bani, și ăsta e cel mai umilitor dosar pe care aș fi putut să-l am.
Poate părem, dar nu suntem chiar tâmpiți. Austeritatea trâmbițată de FMI în timpul crizei economice a fost prima cauză a încetinirii ieșirii din criză. Au zis-o cei de la Bruxelles în final, au recunoscut-o apoi chiar și ăștia de la FMI. Dar nu e o surpriză. FMI are o alee la cimitirul Belu cu țările pe care le-a ucis. O veste bună o constituie însă scăderea ratei șomajului, care potrivit FMI ar urma să se reducă de la 6,8% în 2015 până la 6,4% în 2016 pentru a ajunge la 6,2% în 2017. Sigur. Ideea e următoarea. Să nu vă așteptați acum să crească salarii sau ceva. Nu, fraților, știți că orice creștere de salarii sau de pensii, strică tot. Probabil punem banii undeva la o bancă, 1% dobândă pe an, aia e. De ce să-l mâniem pe Dumnezeu, nu? Mă mir că n-a început Mugur Isărescu. Vai, aveți grijă că se încălzește economia, este prea mare această creștere. E, lăsați, domnul Isărescu, lăsați. Mai aruncăm noi câte o găleată de apă rece pe ea, stați liniștiți. Și să nu uit, multă baftă în decembrie, da, când se împart primele alea babane la BNR, sper să luați frumușel și anul ăsta. Păi nu, trece și pe la băieți. Păi noi vorbim degeaba de matalecii. La Gabriel Oprea, în acest moment, totul este discutabil. Vom ajunge să întrebăm uitându-ne la acest personaj. Dar de unde are el acel costum? Oare îl poate justifica? Dacă mă întrebați pe mine, A venit vremea ca Oprea să fie întrebat de chestiile alea multe pe care le are pe umăr. 4 bucăți. Ai predat mașina, ai predat postul, ai predat doctoratul, Oprea Gabriel. A venit vremea să predai și stelele de pe umăr. Ministerul Apărării Naționale din România a început să cerceteze ce s-a întâmplat în anul 2001, moment în care fostul președinte de atunci al României, Ion Iliescu, a așezat pe epoleții colonelului Gabriel Oprea prima stea de general de brigadă. E adevărat, pe vremea aceea, Gabriel Oprea era secretar de stat și șef al rezervelor naționale ale României. Asta vă tot spun eu aici, nu de acum, ci de pe vremea când Oprea era pe cai mari și dădea telefoane să fim dați afară de la televiziunea publică. Acest individ este produsul sistemului care l-a cultivat atâta timp, dar nimeni nu-l poate caracteriza pe Oprea mai bine decât o face el însuși. Vreți să știți cine este Gabriel Oprea și cum și-a luat stelele? Să-l ascultăm pe Oprea în anul 2009. Așadar, prima stea generale. Prima stea, domnul Ursu, am primit-o în anul 2001. Eram președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, funcție de secretar de stat, iar pe statul M al armatei, funcție de general de 3 stele. E clar, da? Era cu rezervele de stat, avea funcție de general cu 3 stele, iar tovarășul Iliescu... Neanelule, ești bine, bre? Tot murdar de sânge pe mâini? Tot murdar, a? Așadar, Ion Iliescu i-a zis... Ia și tu o stea de general, măi, dragă Oprea. Dar a doua stea, domnule Oprea, cum ați primit-o? A doua stea, domnul Ursu, am luat-o, eram prefectul capitalei, am fost numit ministru administrației, ministru delegat pe administrație și am primit a doua stea. Iarăși pentru rezultate considerate bune. Rezultate considerate bune... Vă dați seama? Un tip care nu e în stare să lege două fraze fără să-i dea doi pumni în gură limbii române primește stea de general după stea de general. Ce fel de stat e ăsta în care stelele zboară pe umerii unor ipochimeni doar pentru că așa vor niște politruci? Unde am ajuns? La a treia stea. Na, sunt multe, le pierd șirul. A treia stea am primit-o în anul 2008. Anul trecut, adică. Anul trecut? De 1 decembrie. Iar a patra stea... Nimă, stai un pic, nene, stai așa, treci peste ele de parcă te-a întrebat omul ăla în ce an le-ai luat, nu pentru ce le-ai luat. Așadar, domnul Oprea, să ne lămurim, pentru ce ați primit stelele alea? În primul rând ar trebui să întrebați pe cel care m-a avansat, da? Pe treabă, pe lăsc o să-l întrebați. În 2008 sau 2009? Cea din 2008. 2008 am fost propus și am fost avansat, probabil pentru... expertiza care am avut-o ca parlamentar în comisiile de control SRI și în Comisia de Apărare și Ordine Publică. Ar fi bine să-i întrebați pe cei care m-au avansat. Pe ideea, domne, eu nu prea știu ce am făcut, dar dacă ei mă așteptau cu o stea de general și când ieșeam de la Budă, eu ce vină am? Spuneți voi, ce vină am eu?
Și dacă primele trei vi se par dubioase, ce ziceți de steaua asta, steaua cu numărul 4? Maestre Banda. Am înțeles că domnul președinte a apreciat modul cum, în scurta perioadă la interne, mi-a dat demisia. Vedem asta zilnic, nu? Cineva să fie decorat în armată pentru modul în care își dă demisia de la poliție, ca să zic așa. Practic, Nea Oprea e ca și cum ai fost decorat pentru modul în care ai dezertat. Foarte bun băiat. Doar că președintele care aprecia asta era Traian Băsescu. Iar steaua ți-a pus-o pe umăr pentru că a ieșit din guvernul PSD. Da, asta e tot. A intrat în combinație cu el, pac! Ia sprâncenatule o stea de la mine. Apropo, stelele astea ți le dădea de pe sticla lui de coniac sau erau stele pe bune? Pe bune, a? Oficial, Senatul a declarat vacantă postul lui Gabriel Oprea, a luat Senatul act de demisia lui. Da, în sfârșit Senatul a luat act de demisia lui Oprea. Nu mai e senator. Greu te mai dau ăștia afară din Senat, domne. Și uitasem că Oprea a demisionat. La noi, la oameni, ca să zic așa, ți-a desfăcut contractul de muncă, pa, pa, aia e, te care acasă. Domnule Oprea, de acum aveți vreme să vă ocupați într-adevăr doar de lucrurile care contează cu adevărat. Tenul bine hidratat și sprâncenele frumos arcuite. Dar să știți că trebuie să discutăm într-o zi în societate și despre cum armata acestui stat n-are nimic de spus când politicienii se joacă cu stelele astea de general. Că n-am auzit niciun general pe bune din armata română să iasă și să spună în ultimii 25 de ani. Auziți? Luați stelele astea ale mele pe care le-am obținut pe bune și puneți-le pe umărul lui Gabi Oprea. Mircea Băsescu a depus cerere de liberare condiționată. Bă, dar nu ți-e rușine? Ai făcut vreo 3 ore de pușcărie, a? Doamne, de multe ori când știi ce pedepse au luat unii și cât de repede ies, ai senzația că în România îmbătrânim așa, pe repede înainte. Ai o chestie de-aia, mamă, l-au liberat și pe ăla, au și trecut 3 ani și eu tot cu munca, tot cu ratele la bancă. Mircea Băsescu a fost condamnat la începutul lunii iunie la 4 ani de închisoare cu executare. A, ce vorbești? Păi gata! Din iunie până acum cât e? Vreo 3 ani, dacă nu mă înșel, a? Iulie, august, septembrie, cum zice vecinul meu. Da, gata, dom'le, am calculat bine. 3 ani plini. A făcut destul, frate, lăsați-l să meargă acasă. Apărătorul său a ținut să precizeze încă din luna iulie că din pedeapsa de 48 de luni pe care a primit-o Mircea Băsescu, 2/3 se șterg automat pentru că are peste 60 de ani. Rămân așadar 16 luni, dar și de aici se scad alte 12 luni petrecute în arest la domiciliu și în arest preventiv. Nu, nu, opriți calculul, mă omorâți! Doamne, cât a pătimit acest om! Am înțeles, a făcut mai mult decât trebuia. E un fel de Corneliu Coposu al vremurilor noastre, da? O să-l strigăm pe Mircea Băsescu Petre Țuțea de acum. N-are rost să vă mai zic că totul, dar totul a fost politic. I-au plantat unii un clan interlop în birou. Da, domne, el nici nu știa. După aia, pac, au venit procurorii. Hopa, ce avem noi aici? Ia uite, niște interlop cu bani. Căpățână Izaura, pandelică la micul al Bercea Mondialu. Dar Mircea Băsescu nu știa, domne, nu. I-au fost trecurați în birou când nu era atent. Domne, el îi pupa așa, că el e un om prietenos și pupăcios, dar habar n-avea că ăștia fac parte dintr-un clan cu trafic de persoane, cămătărie, prostituție, violență cu alea. Nu, nu. Of, Doamne, l-am fundat propria naivitate. Prea a avut încredere în oameni așa. El credea că toți oamenii sunt la fel de buni și de curați la suflet ca el. Asta l-am fundat, vă spun. Păcat, mare păcat. Cred că Alina Gorghiu, când vorbesc ceilalți din politică, intră imediat în fibrilații. Vai, vai, trebuie să zic și eu ceva, repede, repede. După aia zice lumea că sunt proastă dacă tac, zic oamenii că n-am idei, dar eu am idei. Și vorbește și iese ceva de genul. Dacă mă uit în curtea PSD-ului, vreau să vă spun un lucru. Nu știu dacă mai are cineva capacitatea să fie prim-ministru pe teoria asta, că nu... că ar trebui să îndeplinească rigori de integritate. Pentru că luați 3 sferturi din conducere.
O să ajungă probabil să desemneze un eventual prim-ministru din rândul al șaptelea de la geam, că efectiv toată conducerea are probleme de genul acesta. Asta zic, de cele mai multe ori spune exact, dar exact ce nu trebuie. Cum se uită ea în curtea PSD-ului, a? Cum stă la gard cu băzmăluța pe cap ca o babă curioasă și comentează. Doamna Gorghiu, dumneavoastră spuneți că PSD-ul n-are pe cine să pună premier? Ieri, deci ieri, nu acum un an, nu acum 10 ani, ieri ați spus cu gurița dumneavoastră, noi am vrea să fie Cioloș premier, mingea e la el. Vreți să administrăm proba video? Bine, dacă suportați să vă vedeți, luați video. Vom discuta în continuare în partid despre cum vor evolua lucrurile, dar opțiunea, repet, și poziționarea sau mingea este în terenul lui Dacian Cioloș acum. Cum e asta? Dumneavoastră vă rugați de cineva care nu e în PNL să fie premier PNL, dar îi luați peste picior pe alții? Ăia pun din rândul al șaptelea? Păi dumneavoastră puneți din altă clasă, doamnă, din altă școală, chiar din altă țară, dacă ținem cont că Cioloș a venit de la Bruxelles când l-a rugat... Mă rog, nu știm cine l-a rugat, dar nu asta e discuția acum. Cu primăria de la București nici nu vă mai amintesc. Probabil că faceți terapie tot PNL-ul ca să uitați situația aia jenantă din vară și să vă vedeți de viață mai departe. Aolă! Tăriceanu dorește înființarea unei structuri speciale care să se ocupe de, atenție, interceptări. Pentru o justiție mai uscată și mai curată, evident. Autoritatea Națională pentru Interceptarea Comunicațiilor va fi o entitate independentă, controlată de o comisie specială alcătuită din 9 membri din zona justiției și din Parlament. Ah, cum sună! Mor după ideea asta de autoritate controlată din Parlament, mai ales când e vorba de justiție și mai ales când e vorba de Tăriceanu. Și ia zi, domnul Tării, proiectul ăsta e scris pe bilețele roz, așa? A? Să nu se mai întâmple cum s-a întâmplat în trecut, când serviciile de informații au jucat rol de organ judiciar, ca nicăieri în altă parte din lume, să nu vedem că în același timp procuratura face și interceptări și face și dosare și să vedem că sunt probe care sunt în neregulă. Această autoritate va fi abilitată să facă numai operațiunea strict tehnică. Nu, nu, că nici nu pot să-l urmăresc. S-ar putea să aibă dreptate Tăriceanu, să zică bine ce zice acolo, dar nu pot, nu pot și pace. Poate că ar trebui să găsească pe altcineva să-i prezinte ideile, nu știu, un manechin, un robot de bucătărie, orice. Dacă le prezintă el, imediat încep interpretările. Imediat e bănuit de diverse interese. Să nu uităm că Tăriceanu merge ca inculpat la Curtea Supremă într-un dosar ce a pornit de la niște interceptări. Acela Tăriceanu care acum vrea să facă ordine în zona interceptărilor. Pur și simplu sună ca naiba. E ca și cum ne-ar propune Vanghelie să editeze un manual de gramatică. Sau Iliescu să condamne comunismul. Ori Băsescu să condamne consumul de whisky, fericire și lapte de migdale. N-ai cum, frate, n-ai cum. Revenim puțin la dosarul Microsoft. Mă uitam la Gheorghe Ștefan zis Penalty, care a luat 6 bețe cu executare. El a tăcut până acum, n-a vorbit în timpul procesului, dar după sentință a izbucnit. Voi ați văzut care este în realitate durerea lui? Pe el nu le enervează, frate, că a fost trimis la închisoare. Pe el îl seacă faptul că n-a băut niciodată o șampanie scumpă la Bambu. Ce să comentez? Banii sunt la alții, a băut șampanie Cristal prin Bambu. Și Ștefan, la Draghi și la Moraru, la cinci fii bani. Ba, da, și mai e și asta, că banii care fuseseră trimiși la partid au ajuns la niște indivizi care îi sparg pe șampanie Cristal. Păi și ce să bea nea Penalty? Microsoft nu face șampanie, bre. Așa că au băut și ei ce au găsit. Și partidul? Ce făcea partidul cu milioanele de euro? Dădea și el vreo șampanie acolo? Ia stai mă, că acum mă enervez și eu. La câți bani au învârtit partidele astea din România? O șampanie n-au dat și ele la electorat. Doar ulei, mă. Un Cristal și o animatoare de-aia din Bambu, n-a spus și voi în pomana electorală, bă, zgârciților. Și-au băut șampanie la Bambu. Cristal. Eu n-am băut în viața mea Cristal.
Deci nu, că mie chiar începe să-mi fie milă de nea penalti ăsta. Iar a băgat-o cu șampania, săracu. Ce să faci, neafane? Numai asta au în cap băieții din ziua de azi. S-au dus vremurile alea frumoase, domne. Mamă, îți mai aduce aminte cooperativa din fotbal, când se făceau afaceri cu o carafă de vin pe masă și o folcloristă sub masă. Of, că-mi dau lacrimile. Ce vremuri, ce vremuri! Vă spun, sunt frustrat pentru că adevărații hoți care au furat banii din Microsoft sunt liberi și v-am spus, au băut șampanii cristal în bambu. Paulu, a treia oară, ori te pomenești că ai acțiuni la clubul ăla, Nea Ștefane, sau la firma de șampanie. Alo, patronii de la club și cu adevărații hoți din dosarul Microsoft. Puneți mâna și cinstiți-l pe domn Pinalti cu niște șampanie, bă, că nu vedeți că face urât? Bună asta cu adevărații hoți, adică ei, ceilalți, au fost doar niște păcălici, niște hoți ăștia de duzină, niște amatori, domne, n-ai cu cine. Deci revin, vă prezentați frumos cu câte o șampanie de-asta cristal la vorbitor. Nu știu, vă ocupați-o, băgați în pâine, stropiți o fată cu șampanie și o trimiteți în vizită, găsiți o soluție. Eu n-am băut în viața mea cristal. Da, domnule, am înțeles. Lasă că ai timp după ce ieși. Având 63 de ani, Pinalti o să execute o treime din cei 6 ani. Dacă scădem și arestul preventiv sau la domiciliu, dacă scrie și o cărticică și se poartă frumos, într-un an îl vedem pe mese în cluburi. Aolo, ce e asta? Ministrul Justiției susține că există 60 de foști magistrați cu pensie de 1 miliard de lei vechi pe lună. N-are cum, frate, n-are cum. Este nedrept, mă scuzați, este strigător la cer. Într-o țară cu atâția oameni săraci, să aflăm că există oameni cu pensie de 1 miliard? Cred că amărâți aia cu 8-900 de milioane și bagă unghia în gât de nervi. În România există 60 de persoane care au pensii mai mari de 1 miliard de lei vechi pe lună. Informează Ministerul Justiției într-un set de răspunsuri transmise hotnews.ro la câteva întrebări pe marginea unei postări publicate de ministrul Raluca Prună în data de 21 septembrie pe Facebook. Ok, de acord, asta cu suma exprimată în lei vechi este o exagerare. Să sune mai spectaculos. Adevărul e că ea nu înseamnă astăzi decât 100 de mii de lei sau 22 și ceva de mii de euro pe lună. Un fleac, domne. Cumperi un pătrunjel, o pâine și un BMW și ai rămas în fundul gol până la următoarea pensie. De fapt, eu cred și sper că toată știrea e o exagerare. De ieri tot aștept o erată, o dezmințire, un recurs, un apel, orice. Oricât ai încercat să te stăpânești, să respire adânc, să-ți impui ideea că nu suntem egali, că unii au responsabilități uriașe, că sunt expuși unor riscuri, oricât te-ai străduit, zic, este imposibil de acceptat faptul că România plătește 22.000 de euro pensie, nu una, ci 60. Cred că nici Bill Gates ăla n-o să aibă atâta pensie, care a pornit săracul dintr-un garaj și a ajuns să stăpânească lumea. Nici Soros, nenorocitul ăla, n-are atâta. Și atunci, cine-s dumnezeii ăștia din România? Cine pot fi? Să mă usuc dacă știu, tovarăș capitan. Mai ales că din ce se știe, din ce a mai apărut în presă, din ce a mai transmis Casa de Pensii, cea mai mare pensie din România ar fi de vreo 6.000 de euro, brut, nici vorbă de 22.000. Cea mai mare pensie din România, 28.825 de lei, cea mai mică, 400 de lei. Deci cum facem, doamna Prună? E pe bune? Vă rog, luați întrebarea mea ca solicitare oficială, doamnă. Casa de Pensii ne-a ajutat să ne lămurim că avem o problemă aici. Doamna Prună, sunteți sigură, doamnă? Rămâne așa 20.000 sau mai feliem? Fraților, ați auzit? Ci că s-au făcut merele anul ăsta, ceva de speriat, domne, nu așa? Producătorii susțin că recolta a fost de 2, ba chiar de 3 ori mai mare decât anul trecut. E și vorba aia că un măr pe zi scoate medicul din casă, nu? Sau cum era? E, acum avem mere să-i alungăm din oraș, domne, ba chiar din țară. Ah, stați că asta deja s-a întâmplat de la salariile mici din sănătate. Bun, deci Ana are mere, mult mai multe mere. Ce credeți că se va întâmpla cu ele? Păi vor avea prețuri foarte mici și în final se vor strica. Din ce cauză merele dumneavoastră, care sunt bune și frumoase, nu ajung la copii prin programul Mărul în școli? Și că n-ar avea mărimea corespunzătoare sau mai are cât o pată, dar hai să ne gândim invers. Noi îi dăm soluții mai puține, că nu, la noi nu există, nu avem banii suficienți.
Las la o parte faptul că pentru copii nu e normal ca merele să fie date cu atâtea prafuri. Omul ăsta se vaită că nu are și el bani de substanțe. Lasă, nene, mai bine așa. Avem de la ce să murim în țara asta. Oho, nu mai pune și matale prafuri în mere. E la fel ca la struguri, înnebunesc. Cine îi stropește de mai puțin de 10 ori într-un an, e fraier. Însă da, întrebarea este esențială. De ce inspectoratele județene nu iau mere de la oamenii ăștia? Adică mere de acolo, din localitățile din jur. De ce aduc tocmai de peste mări și țări? Cultivatorii sunt disperați, mai ales că piața va fi invadată de mere din alte părți. Din Polonia, da, Polonia, Ungaria, vor veni mere foarte multe și la preț foarte mic. Nu îi putem opri. Știe cineva ce subvenții au polonezii la mere sau ungurii? De ce prețul lor e foarte mic, deși se adaugă și transportul? De ce să nu susții producătorii români, cei din zonă măcar? Asta ne va pierde până la urmă, fraților. Propria prostie și o propagandă de-asta proastă, de genul: a, domne, n-ai cum să intervii pe piață, nu, că piața este liberă. Nu, domne, piața nu e liberă atâta timp cât în alte părți se dau subvenții, atâta timp cât alții își protejează producătorii locali, iar noi le dăm în cap. Nu suntem doar proști, suntem și fuduli. E, da, lasă-mă că ne iese de o țuică din merele astea, mamă, mai bei, mai uiți, ca românul, nu? Țineți-vă bine, iar a început ANAF-ul controalele sub acoperire. Agenții îmbrăcați în civil vor merge prin restaurante, baruri, cafenele și localuri și vor urmări dacă patronii se dedau la acte de evaziune. Foarte bine, domne. Au fost pe la concertele maneliștilor, au mers pe litoral, au mers la revelioane, acum acoperă și alte domenii. Doamna ANAF, mă scuzați, dar știți ce mă gândeam eu așa în nemernicia mea? Când o să trimiteți niște spioni ăștia și la propriile ghișee? A? Niște angajați sub acoperire care să zâmbească la contribuabili, să rezolve simplu problemele, să nu te pună aiurea pe drumuri, să nu te hărțuiască? A? Niște angajați sub acoperire care să urmărească dacă bietul plătitor de taxe pleacă vreodată mulțumit de la ghișeu. Exagerez, nu? Nu se poate. Să-mi fie rușine. Să revenim la subiect. Și vor fi atenți la modul în care sunt mânuiți banii încasați. Dacă bancnotele nu sunt introduse în casa de marcat, ci sunt depozitate separat, sau dacă cineva vine să colecteze banii negri, atunci vor descinde și inspectorii în uniformă. Probabil că fiscul va avea nevoie și de ponturi, pentru că inspectorii antifraudă deghizați în clienți nu vor putea aștepta la nesfârșit într-un restaurant sosirea celor care se ocupă de strângerea banilor din evaziune. Păi asta s-ar putea să fie cea mai plăcută misiune. Să mergi la restaurant să supraveghezi activitatea din unitate. Intri frumos, te faci lejer, comanzi un antreu, apoi felul întâi, consumi în liniște, comanzi felul al doilea, te sună colegii care stau la ușă: alo, Cintezoiu, aici Vrăbiuța, am înghețat afară, cum stai? Recepție. Nasol, Vrăbiuță, foarte nasol, da. Abia acum vine felul 2, mai am desertul și apoi am spart. Nu mai servim nimic. Gata, bufetul nostru s-a închis. Da, e o chestie pe care nu o înțeleg din acțiunea asta sub acoperire. Când vine nota de plată, ce face agentul ANAF? Dă bacșiș sau nu dă bacșiș? Dacă dă, se numește instigare la evaziune, nu? Venituri necuvenite. Dacă nu dă bacșiș, se dă de gol, nasol moment. Ca în bancul ăla cu găina fugărită de cocoș. Dacă mă las din prima, zice că-s curvă. Dacă fug, zice că-s proastă. Mai bine mă împiedic. Iar dacă e găină sub acoperire, cheamă întăriri și-l fugărește ea pe cocoș. Ne-am chinuit ce ne-am chinuit, dar până la urmă am izbândit. Suntem în topul țărilor cu cele mai proaste drumuri din lume. Yeee! CNADNR, dragostea mea! Da, da, ați auzit bine. Cele mai proaste drumuri din lume, nu doar din Europa. Ce, bă? Noi nici nu mai stăm la discuții cu Europa asta. Noi gândim global, nu așa... România are cele mai proaste drumuri din rândul statelor comunitare și se află pe ultimele locuri și în lume. Ocupă poziția 128 din 138 de țări analizate sub state din Africa, precum Ciad sau Sierra Leone. Suntem cu drumurile sub Ciad, sub Sierra Leone, sub Zimbabwe? Cum sună asta, sub Zimbabwe? M-am uitat puțin pe net și am găsit că Zimbabwe atrage turiști cu traseele de safari.
Vă dați seama, ăia s-au chinuit să aibă drumuri mai proaste ca pentru safari, dar chiar și așa, per total, le au mai bune decât noi. Păi să le trimitem noi niște experți. Ce mama naibii? Ar trebui să-i adunăm pe toți miniștrii din ultimii 20 de ani, pe prim-ministri, pe șefii CNADNR, pe șeful ăla de la marile proiecte, să-i legăm în lanțuri și să-i trimitem acolo. Ce ne recomandă? Oho, uite aici, CV colectiv. Chiar și drumuri foarte circulate au rămas neasfaltate. Pe DN5A între 2014 și 2016 nu e nicio diferență. Drumul e tot neasfaltat și fără indicatoare. După 2 ani, DN5 arată la fel. Mult praf, bolovani și deși nu este asfalt, fiecare șofer care trece pe aici trebuie să plătească rovinietă, potrivit legii. În aceeași situație sunt și drumul național 65D din Argeș și DN1T din Sălaj. În total mai avem 15 km de drumuri naționale de pământ și 2024 de km de drumuri județene. Excepțional! Avem drumuri naționale de pământ! Deci județul Giurgiu din România este sub județul Matabeleland din Zimbabwe. L-am găsit pe netă, ce-s din gură. Noi visăm autostrăzi prin Carpați și când ne trezim, o ardem cu căruța pe pământ. Vorba aceea, în timp ce alții construiesc OZN-uri și toarnă asfalt pe lună, noi încă ne jucăm cu rețeaua de drumuri în țărână. La spitalul Bagdazare Arseni din București s-a descoperit o altă problemă. Mafia morților vii. Sigur, se întâmplă și în alte spitale. Rudele unei paciente internate la spitalul Bagdazar Arseni au fost sunate de cineva să se pregătească de înmormântare. E, când au ajuns la spital, să vezi surpriză, pacienta era în viață. O ia mintea razna, nu alta. Ce s-a întâmplat acolo? Ei bine, explicația acestei greșeli e și mai aiuritoare decât greșeala însăși. Practic, ce se întâmplă? Brancardierii urmăresc persoanele care sunt pe moarte, mai cer informații de la asistente și apoi iau numărul din foi sau de unde l-au, de acolo din terapie și îl dau mai departe către cei de la serviciul de pompe funebre. Totul se întâmplă contra cost, susțin rudele femeii. L-am înțeles la 250 de lei de la pompele funebre. Ați prins-o, da? Deci brancardierul simte mortul, îți dai seama, îți trebuie un pic de simț, un pic de talent aici, mă, și dă pontul unei firme de pompe funebre. Asta sună la familia mortului câteodată înaintea spitalului. Toată șmecheria e ca brancardierul să fie atent când bolnavul moare. Iar în cazul acesta, brancardierul s-a cam grăbit. Ce faci, femeie? Te prefaci că ești moartă? Le strici oamenilor business-ul? M-ai dezamăgit profund. Nu știi să lucrezi. Știți foarte bine, așa arată sistemul medical românesc când e în stare de funcționare. Și e foarte previzibil că merge pe bază de șpagă. Îți faci o cruce și te internezi, iar apoi începi să-l alimentezi, ca să nu te lase în drum. La medic un plic, la asistentă un pliculeț, la anestezist o bancnotă două, la brancardier o atenție. Dacă totul merge bine, mai dai o șpagă și pleci acasă pe roți, cu ambulanța. Dacă merge rău, pleci acasă pe lemn, cu pompele funebre. Dar de data asta nu mai dai tu șpagă, dau ei șpagă pentru tine, la brancardier. Norocosule, norocosule, ai murit. Hai acu la vot, că te așteaptă omul ăla. Dragnea, da? Aglomerație mare în căminele studențești de prin țară. La Constanța, de exemplu, au fost cazați și câte 3 studenți în camere de 2 gândaci. Cam înghesuială e drept, dar dacă vrei studii, faci niște eforturi, nu niște sacrificii. Oricum, gândacii de cămin nu sunt pretențioși, nu? Mănâncă orice, dorm la grămadă cu studenții. Asta-i studenția, frate, te învață cu greu. Studenții din căminul C2 al Universității Ovidius Constanța dau de gândaci peste tot, în camere și în băi. Înainte de culcare, tinerii dau cu insecticid peste tot, dar nu reușesc să scape de insectele scârboase. Am locuit acolo o vară și sunt gândaci și nu prea e ok, micuți așa de bucătărie. Exact! Gândacii de bucătărie sunt niște supraviețuitori născuți, știam asta. Sunt celebri pentru asta, au apărut și la televizor. Iar de mulțit, ce să mai zic? Păi, na, era liniște, căminul era gol, frumos, atmosferă romantică, să te tot înmulțești. Seara ieșeau gândacii la agățat, umblau pe holuri cu iubita de braț.
Hey, baby, hai la camera 304 să-ți arăt colecția mea de fribituri. Lugu, lugu, uite acolo un pat, hai pe el. Și-au întemeiat tinerii gândaci o familie, se bucurau și ei de viață, da? Și odată năvălesc studenții peste ei, așa ceva nu se face. Bă, n-aveți de-asta. Și nu e nimic asta. În alte cămine studențești, gândacii sunt în mare pericol, da? Din cauza șobolanilor, la Politehnica București, de exemplu. Rectorul Universității Politehnica este convins că sunt cazuri izolate, promite însă un campus verde. Studenții care au lucrat pe vară au ieșit foarte târziu și căminul n-a putut fi igienizat. Un singur cămin din 30 de cămini. Problema noastră este problema generală a Bucureștiului și anume deratizarea. Pentru că sunt încă rozătoare pe tot parcursul Dâmboviței. Ce tare! Asta o spune chiar rectorul. Deci nu mai trebuie să ne mire nimic. Nici măcar că omul a zis parcursul Dâmboviței în loc de cursul Dâmboviței. De unde să știe cum se zice? Că el e doar rectorul celei mai mari universități tehnice din țară. Bine că a știut să zică rozătoare și n-a zis că parcursul Dâmboviței e plin de marsupiale. Da, asta e altă poveste. Să nu uităm că în timp ce noi vorbim, niște șobolani și niște gândaci își fac planuri de viitor prin căminele noastre studențești. Nu știm despre studenți, dar în mod sigur o să avem cei mai educați gândaci și șoareci din Uniunea Europeană. Și să nu vă aud că ne pleacă și ăștia pe afară după ce termină facultatea. Priviți partea bună a lucrurilor. O să scrie toate ziarele că șobolanii noștri olimpici lucrează, bă, la Google, la NASA, la Microsoft. Astăzi a fost ziua educației sau ziua profesorilor. Vai de mine! Și am văzut la discursuri și la mesaje de-astea lacrimogene despre profesori și rolul lor atât de important în societate. Da, sigur. În ce societate? Că în societatea noastră nu se vede că profesorul ar avea un rol important. Ba, statul român pare dispus să facă orice ca să distrugă sistemul educațional. Pentru că nu e așa, țara ne vrea proști. Cât de proști? Vax populi! Cât fac 1 minus 1 plus 1? 1 minus 1? Da, plus 1. 1 minus 1 plus 1 egal? Cu 2. Cum ați făcut, domnul? Nu știu, m-am... M-ați gândit un pic? M-am gândit un pic. 1 minus 1 plus 1? 2. 1 minus 1 cât fac? 1. 1 minus 1, domnul? 2. 1 minus 1 egal? 0. Egal 0. Și 0 plus 1 egal? 1. Deci, în concluzie, 1 minus 1 plus 1? 3, cum are. 1 minus 1 plus 1. Ce rost are? 1 minus 1. Plus 1. 1 minus 1 plus 1. 1 minus 1 plus 1. Minus 1, 0 plus 1, 0. Cât ar da? Ah! Vedeți, minus 2, minus 2, minus 1. 1 minus 1 plus 1 egal? Minus 1. Minus 1. Cum ați făcut? 1 minus 2. Și ne dă minus 1, clar. Păi aia că nu se prea să poate lua 2 din 1, cum ar veni. Și atunci? Nu se poate rezolva? Deci se face prima dată adunare, după aia scădere, nu? Nu știu că nu pe alea cu... Nu se poate. Mm. Deci cât ar face, domnul? 1 minus 1 plus 1. Minus 1. Cum ați făcut? Deci 1 plus 1, 2 minus 1 minus 2 minus 1. Da. Cât fac? 0. 0 ar face. Da. 1 plus 1, 2 și ar veni 1 minus 2. 2 din 1 normal nu poți să-l iei. Deci nu se poate rezolva. Cam așa zic. Vreau să-mi dacă știți cât fac 1 minus 1 plus 1. Nu știu nimic, n-am văzut nimic. Păi haideți să-mi spuneți cât fac. 1 minus 1, cât fac? 1 minus 1. Păi nu știu. 1 minus 1 plus 1, cât fac? Uitați-vă un pic. Asta a fost, dragii mei, ne vedem și mâine de la ora 22:30, tot aici la Digi24. Ne găsiți pe Facebook la pagina Starea Nației, puteți să ne lăsați acolo sugestii pentru emisiune. Suntem și pe www.stareanației.ro. Noapte bună!